Un YouTuber și-a propus să construiască o dronă capabilă să-l ridice în aer și a reușit. Sub pseudonimul Gas Turbine 101, un inginer britanic a postat recent un clip pe YouTube în care demonstrează că invenția sa funcționează. Este vorba despre o super dronă ghidată manual care folosește 54 de elice motorizate pentru a ridica de la sol aproximativ 150 de kilograme. Invenția a fost denumită Roiul pentru că arată ca un grup de drone conectate între ele pentru a forma un aparat de zbor considerabil de mare. În centrul superdronei se află un scaun de unde pilotul poate controla aparatul. Roiul are o autonomie de circa 10 minute, folosind mai mulți acumulatori distribuiți în mod egal pe fiecare motor. În urmă cu 2 luni, inginerul britanic a mai făcut public un video cu invenția sa, dar atunci era vorba de un test de zbor fără pasager la bord, aparatul fiind controlat de la distanță. Inventatorul nu recomandă nimănui replicarea superdronei pentru că sunt mai multe pericole implicate în pilotarea acesteia.